Suntem în studioul Postului Televiziune 24 Plus, iată, de la redacția revistei Lumea Misterelor, o revistă care promovează postul nostru de televiziune. Am primit ultimul număr, numărul 9, un număr foarte, foarte interesant, îl recomandăm. După cum ați văzut, am început să vă prezentăm aparate de stimulare mentală. Dragă Eugen, aș vrea să arăt și restul aparatelor și pentru cei care nu ne-au urmărit în edițiile anterioare să faci o prezentare generală a celorlalte invenții ale tale în acest domeniu. Mă gândesc la Vital Protect, la Atlantis, la toate aceste aparate, pentru că vreau să spun că am primit foarte multe mesaje de la telespectatori și sunt foarte interesați de a elimina din viața lor acest tip de tratament medicamentos alopat, să-l înlocuiască cu tipul acesta de tratament prin intermediul bioradiațiilor. Asta sunt niște accesorii de la Mind Synergy, deci el funcționează folosind niște ochelari și niște căști, deci se pun, sunt niște ochelari care au... Și niște ochelari care au niște LED-uri. Niște ochelari speciali. LED-uri cu o intensitate foarte mare, ochii se țin închiși în timpul stimulării și el produce, de fapt, niște imagini, chiar o geometrie. Ce se întâmplă, de fapt, în creierul nostru, în capul nostru, în psihicul nostru? Sunt niște pattern-uri, niște modele de stimulare care fac ca fluxul energetic în creierul nostru să se miște de la o emisferă la cealaltă. Deci, practic, emisferele noastre sunt activate pe rând după anumite șabloane, după anumiți timpi. Și paradoxal, deși fiecare emisferă este stimulată, se activează, așa cum am spus, această stare de punct zero, starea intermediară, acel colp calos, sistemul limbic din mijlocul creierului nostru. Eugene, uite așa, mai pe înțelesul telespectatorilor. Eu știu că ai o întreagă cazuistică cu probleme rezolvate la oamenii care au venit la tine cu diverse afecțiuni. Cine ar trebui în primul rând sau pentru cine ar fi cel mai bine destinat acest tip de aparat, acest dispozitiv? Acest aparat este destinat pentru toți cei care vin epuizați de la serviciu și vor să aibă un somn odihnitor și relaxat seara înainte de culcare. Pentru toți elevii sau studenții care vor să învețe și vor să obțină rezultate deosebite la învățătură și să aibă o rată de a reproduce din ceea ce au citit mult mai mare. Pentru toți cei care creează sau proiectează ceva și vor să își dezvolte o creativitate genială, ca să spunem așa. Pentru toți cei care au nevoie să se focalizeze asupra unui lucru foarte intens și vor să aibă o concentrare cât mai perfectă. Pentru toți cei care au nevoie de o imaginație mai deosebită, ceea ce se numește stare de flux și vor să creeze această stare de flux din care provine totul. Pentru cei care evoluează spiritual și vor să experimenteze vise lucide sau dedublare conștientă, pentru cei care vor să mediteze și să atingă o stare de meditație sau pentru cei care vor să fie fericiți și optimiști. Pentru că un lucru este cert, în momentul în care ai acest punct zero, depresia dispare, nu poți fi depresiv, deci automat ești optimist și fericit. Da, este o întrebare, vreau să spun, care mi-au pus-o mulți telespectatori. Și în cazul acestui tip de aparat și al altora despre care o să vorbim, și era vorba și de alte aparate care funcționează pe principiul biorezonanței. Și pentru că ești fizician și specialist în biofizică, unul de prim rang, vreau să te întreb ceva foarte important și direct. Aceste aparate creează o dependență? Creează ceea ce se numește neuroplasticitate. De exemplu, dacă cineva face între 3 și 6 săptămâni un program cu acest aparat, zi de zi, se creează o structură neuronală, o sinapsă nouă și după aceea nu mai are nevoie să folosească aparatul. După 3-4 ani, după programele respective, am detectat scheme mentale, fără ca să mai folosească aparatul, la persoane care au folosit programul respectiv. Deci odată dobândită o neuroplasticitate, o sinapsă nouă, ea rămâne și funcționează ani de zile fără niciun fel de intervenție. Tocmai pentru că el funcționează holist. El nu fabrică ceva nou. El merge pe piste care în mod obișnuit ar trebui să funcționeze. Adică spunem că reactivează anumite circuite care s-au stins. Reactivează anumite circuite. Pentru că în mod obișnuit sinapsele noastre
corespund cu obișnuințele noastre. Dacă vrei să produci alte rezultate, trebuie să creezi obișnuințe noi. Tocmai despre asta sunt cărțile și tocmai de asta am vorbit împreună, pentru că eu consider că ele fac un pachet, da, adică o chestie care sunt sinergice, acționează în aceeași direcție. Este foarte greu să schimbi aceste sinapse, să te transformi. Și un simplu obicei, vii de afară și îți pui cheile în cui. Nu vrei să ți le mai pui în cui, să îți ia luni de zile ca să te obișnuiești să le pui în altă parte. Pentru că este vorba de a crea noi sinapse. Aparatul poate să creeze aceste sinapse fără un efort deosebit, ci pur și simplu printr-o repetiție constantă a efectuării unui program în care tu te simți ca și cum ai avea o scurtă vacanță, o vacanță de jumătate de oră, te simți ca pe plajă la Mamaia sau la, nu știu, în Turcia sau în Grecia, la Mediterana. Asta este ceea ce face, practic, neuroplasticitatea. Deci, practic, modifică modul, creează noi obiceiuri, creează noi scheme, dar, atenție, aceste scheme, în mod obișnuit, într-un caz de funcționare corectă al creierului, ele așa ar trebui să lucreze. Pentru că aparatul nu trage decât un impuls. Dacă n-ar fi așa, creierul l-ar neutraliza. Cum face cu antibioticele, cum face în realitate, după ani de zile, după 3-4 ani de zile, ele rămân și funcționează în continuare la fel. Foarte interesant. Da, noi mai producem și alte aparate, sunt pe www.aimgrowup.ro, deci pe site-ul nostru aimgrowup, acolo se pot descărca și manualele de la aparatele astea, iar cărțile sunt de pe Vidia, vidia.ro, www.vidia.ro sunt cărțile pe care le... Câteva cuvinte despre Atlantis și Vital Protector, pentru că au fost televizatori care vor să cunoască așa de la tine câteva elemente. Atlantis este un aparat care face parte din seria aparatelor așa zis radionice. Radionica e un termen care tradus motamo în România sau înseamnă acțiune la distanță. Deci practic sunt niște aparate care se comportă ca un neuron, ca și cum ai configura o sinapsă externă. Ca și cum în loc să mai stai să repeți dimineața, să îmi spui cu fiecare zi care trece, mă simt din ce în ce mai bine din toate punctele de vedere de 50 de ori, ți-ai programat pe neuronul respectiv o anumită idee forță și un simplu acord de un minut zilnic face ca tu să-ți activezi sinapsa respectivă. La un moment dat, semnalul pe care acea sinapsă îl produce este atât de puternic, adică semnalul respectiv, încât se produce un salt și lucrul respectiv se realizează. Adică tu capeți înțelegerea și se produce transformarea respectivă. Este ca o magie. Așa funcționează în realitate magia. Dar este, așa funcționează științific. Este un fenomen care în cuantică se numește entanglement quantic. Este un fenomen descoperit chiar în timpul vieții lui Einstein și entanglement înseamnă încurcătură, că nu respectă teoria relativității. Două particule care au fost legate și sunt separate sunt înlănțuite, de fapt, există un fel de legătură și dacă acționezi asupra uneia dintre particule, exact același gen de acțiune se produce și asupra celelalte particule, indiferent la ce distanță se găsesc ele în univers. Așa se face că, de exemplu, dacă ai un fir de păr, o bucățică de unghie, o amprentă biologică de la o persoană sau cum fac în magie, o bucată din haină cuiva care este impregnată cu fluide, cu transpirația persoanei respective și acționează asupra ei, efectul se transmite și asupra persoanei respective. Asta este, de fapt, suportul pe baza căreia funcționează acest aparat. Deci noi am avut aici în emisiune pe un specialist de la Spitalul Fundeni, da, care realizează deocamdată experimental și pe cobai. Nu s-a trecut încă la stadiul pe om, deși eu am făcut o experiență pe mine, am și spus în emisiune aici în direct. Deci tratament